Bun găsit! Se vorbește foarte mult despre stil de viață sănătos și se insistă poate uneori prea mult sau doar asupra alimentației, însă trebuie să ținem cont și de mișcare ca factor important pentru menținerea sănătății noastre. Sunt dr. Sorina Botescu, medic specialist sănătate publică și astăzi am să vă vorbesc despre importanța mișcării pentru sănătate. Organizația Mondială a Sănătății recomandă pentru un stil de viață sănătos cel puțin 150 de minute de activitate de intensitate moderată pe săptămână. Acest lucru înseamnă 5 zile în care avem o activitate de cel puțin 30 de minute, o activitate de tip aerob, o activitate de intensitate moderată și este de asemenea bine să adăugăm în celelalte două zile ale săptămânii activități de tonifiere. Cele 150 de minute sunt recomandate pentru persoanele sănătoase și pentru menținerea unei bune forme fizice. Pentru persoanele care au un exces de greutate, care au grăsime viscerală, care au grăsime pe burtă până la urmă, nivelul de activitate trebuie să fie ceva mai mare pentru a reuși să consumăm din rezerve. Și Organizația Mondială a Sănătății recomandă 300 de minute de activitate de intensitate moderată. Asta ar însemna dublu față de recomandarea standard. Sau, deși este mai greu de realizat, 150 de minute de activitate intensă. Vreau să insist puțin și asupra mișcării la copii și tineri, unde este nevoie de un nivel mai ridicat și copiii ar trebui zilnic să aibă 60 de minute de activitate de intensitate moderată. Poate vă întrebați ce înseamnă activitate fizică de intensitate moderată. Știm că activitatea fizică are o intensitate moderată atunci când accelerarea respirației ne permite să vorbim, dar nu și să cântăm. Da? Deci, spre exemplu, dacă facem o alergare într-un pas vioi și ne sună telefonul, la un ritm moderat am putea să avem o conversație cu cineva. La un ritm intens, deja nu mai putem să susținem și o conversație. Întreaga noastră respirație se va concentra pentru a susține efortul fizic. Haideți să vă dau câteva exemple de activitate fizică de intensitate moderată. Ar fi mers într-un pas alert sau alergare ușoară, mers cu bicicleta, jocurile cu mingea. Mișcarea, activitatea fizică este foarte importantă pentru sănătatea noastră, deoarece ne susține activitatea tuturor organelor, îmbunătățește activitatea inimii, a creierului, a mușchilor, ne dă un tonus mai bun, ne face să ne simțim mai bine. De asemenea, mișcarea este importantă și pentru cei care au diferite afecțiuni sau pentru a preveni diferite afecțiuni. Mișcarea de intensitate moderată, efectuată susținut, așa cum recomandă Organizația Mondială a Sănătății, poate să reducă riscul de boli cardiovasculare, de diabet zaharat de tip 2, chiar și de anumite cancere. O mișcare de nivel moderat ne ajută și să controlăm bolile odată instalate. E foarte importantă mișcarea pentru cei afectați de diabetul zaharat, pentru a consuma glucoza în exces din sânge. E foarte important, practic, un îndemn spune pentru cei care au diabet zaharat, mâncați mai puțin și mișcați-vă mai mult. Mișcarea este foarte importantă pentru psihicul nostru. Atunci când facem mișcare, se eliberează endorfine, cunoscute și hormone ai fericirii, și de aceea persoanele care practică în mod regulat mișcarea au un tonus mai bun, se simt mai bine. Și de aceea vă recomand ca în perioadele mai stresante să vă programați în activitatea dumneavoastră și mișcarea. În încheiere, un ghid schematic și foarte practic care să ne orienteze legat de tipurile de activități și de durată este
piramida mișcării. Așa cum la alimentație am vorbit de piramida alimentației, acum vreau să vă arăt piramida activității fizice sănătoase. Și avem la bază activitățile pe care le desfășurăm zilnic și trebuie să ne propunem să facem măcar o parte dintre ele, ar fi curățenie, grădinărit, urcat, coborât scări, mers pe jos mai mult, joaca cu copiii și să încercăm activitățile din acest nivel să fie măcar la 30 de minute pe zi, chiar dacă făcute din mai multe reprize, spre exemplu de 3 ori câte 10 minute de plimbare sau 10 minute curățenie, 10 minute plimbare, 10 minute mă joc cu copilul. Pe etajul următor se află activitatea fizică de tip aerob. Este acea activitate care ne face inima să bată mai repede și se recomandă cel puțin 5 zile pe săptămână în care să practicăm aceste activități, cum sunt mers rapid, alergare, mers cu bicicleta, jocurile cu mingea. Vă încurajez să încercați cât mai multe dintre ele și să-l găsiți pe acela care vă place, pentru că până la urmă, dacă facem mișcare cu plăcere, este o garanție că vom continua să facem acest lucru. Pe cel de-al treilea nivel se află activitățile care ne cresc rezistența, ne cresc tonusul. Aici ar fi abdomene ridicat de greutăți, exerciții cu banda și, în ultimul rând, exerciții de flexibilitate și de relaxare. În vârful piramidei se află ceea ce trebuie redus cât mai mult sau chiar evitat, și anume sedentarismul. Eu vă încurajez să faceți mișcare în fiecare zi, cel puțin 30 de minute. Vă spun la revedere și vă aștept și în emisiunile următoare.